Bun găsit! O zi a cooperării astăzi cu aspecte foarte bune, deci reușim prin consultare și alături de alții. Pentru berbeci, discuții foarte productive la locul de muncă, mai ales în prima parte a zilei, pentru că toată lumea vine cu idei și toată lumea e preocupată să rezolve lucrurile. Pentru tauri, idei profesionale, ingenioase, soluții creative, dar cu aplicare imediată pentru rezolvarea problemelor. Pentru gemeni, mai ales prima parte a zilei, sunt preocupați de viața lor, de confortul lor, de locul lor în casă sau la muncă. După amiaza se anunță frumoasă și chiar romantică. Pentru raci, începutul zilei este cu consultări și ședințe, dar ideile sunt foarte practice, așa că toată lumea contribuie pentru a se găsi soluția sau ei consultă un specialist. Lei au mintea la bani, la câștiguri sau la eficientizarea activității, o mai bună organizare pentru a câștiga într-un mod mai plăcut și mai ușor. Fecioarele sunt foarte intuitive și inspirate, de aceea simt ce au de făcut sau cum să colaboreze cu persoanele importante acum, alături de care pot sfârși o treabă pe care și-au propus-o, bani după amiază. Pentru balanțe, începutul zilei are o energie mai lejeră și mai ușoară, probabil că se mobilizează mai greu, însă sunt într-o mare formă după ora 14 și vin cu idei și cu o energie foarte bună la locul de muncă. Pentru scorpioni, începutul zilei este foarte bun, mai ales în relație cu colaboratorii, cu prietenii, pentru că simt că se pot baza pe cei din jur. După amiază trebuie să asculte mai mult opiniile altora. Săgetătorii sunt și ei într-o formă bună, mai ales dacă își arată cunoștințele, împărtășesc din experiența lor. Oamenii au nevoie de sfaturi, de îndrumări și de încurajări și dacă merg pe linia aceasta, atunci câștigă prieteni în plus și multă admirație. Capricornii și ei pot rezolva multe lucruri, mai ales până în ora 2, privind acte oficiale sau întâlniri unde pot oferi din sfaturile lor și experiența lor, discute lucruri tehnice, dar li se dă dreptate după amiază. Pentru vărsători, încearcă să eficientizeze o activitate, mai ales în prima parte a zilei, să scoată mai mult profit fără să depună un efort prea mare. Deci e acolo o chichiță pe care dacă o descurcă, lucrurile se ies foarte ușor și vești bune după amiază. Pentru pești, ziua aduce, mai ales în primele ore, întâlniri foarte bune, cu rezultate bune. Probabil primesc sfaturi bune și ei știu să le ceară, știu să recunoască că mai au de învățat sau că nu le știu chiar pe toate. De aceea și pe parcursul zilei, spre seară, oamenii sar cumva să-i ajute și răspund prezent la solicitările lor. O zi frumoasă care se bazează pe relații, pe discuții, pe negocieri, pe sprijinul pe care îl primim de la ceilalți. Mai bine, ne vedem și mâine!